Suntem la emisiunea Proiectul Național, iar invitatul nostru de astăzi este domnul Nicolae Moldovan, primarul Becleanului. Bună ziua! Bună ziua, domnule Moldovan! Bună ziua și fiindcă e prima emisiune, vreau să sublinez bucuria de a fi într-un nou studio, să zic așa. Doream să vă întreb, dat fiindcă sunteți primarul aflat la al șaselea mandat și asta spune multe despre aprecierea pe care o au locuitorii Becleanului vis-a-vis de persoana dumneavoastră, dar spune multe și despre viziunea dumneavoastră pe termen lung în ce privește gestionarea și managementul orașului. Vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră așa un parcurs lung în conducerea Becleanului. Da, subliniez de la început că mulțimea, să zic, a mandatelor se datorează cetățenilor. Știți că cetățenii unei comunități fac o analiză, să știți că foarte complexă, te analizează din 4 în 4 ani, nu? Și decid în urma votului să rămâi în continuare. Sigur că noi ca oameni de administrație respectăm întotdeauna decizia cetățenilor noștri și vreau să subliniez că sunt și plusuri și minusuri într-o asemenea situație. Voi vorbi acum de plusurile unei administrații de lungă durată. În primul rând, poți să ai o viziune pe termen lung. Dacă acum 5 mandate, nu, preconizam, doar implementam și aduceam în fața cetățenilor niște proiecte care nu erau credibile la momentul respectiv. Nu le credeau oamenii, credeau că sunt și astfel de situații în care unele administrații spun lucruri de dragul a spune. N-am avut o asemenea practică, fiindcă am știut că rămân aici, în comunitate, indiferent în ce poziție, și cuvântul sau eticheta care ți se pune este mai importantă ca momentul respectiv. Și atunci am fost foarte precaut când am afișat un proiect și să știți că am avut tăria un proiect să-l afișez în centrul orașului. Adică am făcut un panou, vorbesc chiar în 2003-2004, am făcut un panou în aceeași locație, pun panourile de perspectivă. Și am adus la cunoștință publică, fiindcă avem și această datorie, un proiect pe termen lung. Cum a fost în 2003-2004 proiectul Băile Figa. Am avut curajul. Doream să vă sublinez poate faptul că acum mulți ani ați plantat niște semințe și acum se văd de fapt roadele. Nu, nimeni nu cred că se așteaptă ca un proiect de la idee pornind să-și arate roadele într-un an sau doi, vorbind de proiecte de amploare, așa cum sunt cele pe care dorim să le detaliem în această emisiune. Exact. Și atunci am venit cu această perspectivă, cu această idee, cu acest proiect pe termen lung, proiect multianual, fiindcă o stațiune turistică, un proiect turistic nu se face într-o zi și nici acum încă nu-i finalizat, chiar dacă avem de la implementare 10 ani de activitate turistică. Am promovat acest proiect când atunci era incredibil. Am adunat și multă neîncredere. Foarte mulți au spus că sunt teme de, știu eu, de campanie, de și am făcut acest gest ca să fiu oarecum obligat, adică să îmi fac o obligație față de cuvântul dat și de acel
panou și de acel proiect care era doar în stadiu de studiu de fezabilitate sau de implementare într-o fază foarte, foarte incipientă. Ați fost foarte transparent și cu locuitorii Becleanului. Ați expus ideea de la care porniți, traseul, parcursul pe care trebuie să-l urmeze un proiect de asemenea învergură și an de an s-au văzut progresele pe care le-ați făcut. Corect. Corect, era și o obligație legislativă prevăzută ca să, pentru astfel de proiecte, să ai o consultare publică într-un fel sau altfel, consiliul local, toți pașii. Și cu alte proiecte am avut același sistem de sau procedură în care cu niște panouri în centrul orașului am promovat astfel de proiecte. Știam că la început, când promovăm aceste proiecte, aduce foarte multă neîncredere, discuții, dar chiar asta era frumusețea unui proiect. Să le discutăm, să le dezbatem, să vedem unde, știu eu, proiectantul, noi care le inițiem, unele lucruri sunt exagerate sau nu au, știu eu, bucuria că noi nu implementăm proiectele de dragul nostru sau a proiectului, ci de dragul cetățenilor, în sensul să fie utile, să fie pentru cetățeni. Și am, să știți că am adus și unele modificări la unele proiecte din discuțiile care s-au avut și acum avem un astfel de panou de acum 6-7 ani, când deja toate proiectele de pe panouri sunt unele chiar finalizate, altele și tot așa, și poate anul viitor deja putem pune noile perspective pentru comunitate. Deci așa am înțeles eu să fac administrația, în colaborare cu cetățenii, cu presa, cu mass media. Tot timpul am avut o bună colaborare în acest sens, să promovăm aceste idei ca până la finalizare să avem proiectul cel mai bine gândit și să aibă cel mai bun impact pentru a fi folositor pentru toți cetățenii care folosesc aceste noi facilități din proiectele care le promovăm. Domnule primar, doream să rămânem, dacă tot suntem la subiectul Băile Figa, să rămânem puțin aici și să ne detaliați puțin ce înseamnă ca în 2022 aceste băi să intre într-un sezon turistic complet. Așadar, din ceea ce înțeleg eu, ar urma să fie deschise tot anul. Ce înseamnă asta pentru locuitorii Becleanului? Ce înseamnă asta din punctul de vedere al administratorilor băilor ca investiții? Da, așa cum spuneam, un proiect turistic are prima componentă, rentabilitatea. Pentru asta e explicabil. Pentru mine nu e explicabil, să zic așa, de ce unele zone turistice de renume, de referință a țării noastre, sunt într-o stare care nu vreau să discut acum. Pentru că nu au fost rentabile sau nu s-au găsit soluții de rentabilizare. Și atunci un proiect pe termen lung, care deja a depășit și la noi 10 ani de implementare, să aibă o rentabilitate 100%, adică să fie din toate punctele de vedere, era obligatoriu. Până acum, și o să explic, nu era o obligație a noastră să prelungim acest sezon. Până astăzi funcționau băile Figa doar 3 luni din an, cel mult încă o lună, să zicem, în sărbători, fiind funcțiuni de cazare, dar până acum nu a fost nicio o ofertă de cazare foarte generoasă. Erau în construcție aceste, că s-au clădit de la zero toate, și stațiunea, și oferta de cazare, și acum deja avem 2000 de posibilități de cazare, locuri de cazare, și cei investitori, mai mici, mai mari, trebuie să aibă o rentabilitate și ei. Și atunci am fost obligați să venim cu soluții a extinde sezonul de la 90 de zile, de la 100 de zile maxim, să mergem până la 365 de zile, de ce nu? Și sigur, a fost o provocare destul de greoaie să găsești soluții, fiindcă un proiect turistic nu se face cu un leu. Asta, și nu se poate face
din resurse proprii, deși noi am avut o activitate turistică cu un plus financiar remarcabil, adică confortabil, dar nu puteam să asigurăm din încasări proprii aceste extinderi, fiindcă pretențiile sunt de un anumit standard și noi vrem chiar să ne ridicăm la standardele anilor 2022. Și am reușit în etapa de accesare a fondurilor europene 2014-2020 și finalizăm aceste proiecte să aducem și în zona respectivă, că acolo am avut terenul cel mai binevenit, anumite facilități care vor extinde și vor da noi posibilități de a face și în extra sezon diferite activități de relaxare, de V-ați gândit la anumite activități? Le aveți puse pe hârtie? Le-ați putea menționa? Toate activitățile, tot ceea ce găsim undeva într-o zonă turistică. Adică începem cu cele mai mici facilități. Să poți să folosești bicicleta. Odată prin proiecte de mobilitate sunt achiziționate 100 de biciclete mai electrice, mai neelectrice, să zicem, dar și infrastructura, piste de biciclete. Avem aproape 5, deja implementate 5, implementați 15 km de piste de biciclete conform, cu iluminat cu LED, cu toate cei 2 metri sens pe cele două părți, deci nu niște improvizații. Și pe lângă pista de bicicletă, toate posibilitățile de la ATV-uri, trotinete, triciclete, toate formele. Acum avem în implementare un nou proiect de mobilitate, PMUD3, ca și cod, așa să zicem, simplificat. Avem puse pe proiect toate formele electrice sau posibile, care le-am văzut oriunde, în, nu numai în țară, am văzut că și în România, în marile municipii, în au apărut diferite astfel de facilități. Noi o să le avem pe proiect și să le poată folosi nu numai turiștii, că nu vorbim aici doar de zona turistică, ci și de cetățenii orașului Beclean. Dar mai mult decât atât, hectare, deci un hectar, așa să vă imaginați că acolo am avut un câmp liber, să zicem așa, de spații de joacă. Toate spațiile de joacă care le-am văzut implementate în diferite localități. În general, un parc are așa, undeva la maxim 1000 de metri pătrați, să zicem. Dar aici va fi un hectar de spații de joacă cu toate seturile de spații de joacă. Adică să poată veni un autocar, două autocare de copii de la o școală sau de la dintr-o localitate și să aibă o activitate de relaxare în această zonă turistică. Când vorbim de zonă turistică, adică fără să ai aglomerația, fără să ai urbanizarea, care deja suntem agasați uneori stând zilnic, nu, în cartierele de blocuri sau în marele. Mă bucur foarte mult că ați devansat puțin discuția și am mers în direcția proiectelor de mobilitate urbană, pentru că știu că aveți un proiect special care se numește proiectul Drumul Gării din Beclean și aici vorbim de sistemele de bike sharing, biciclete, un număr foarte mare de biciclete, acele piste pe care le-ați construit și care urmează să mai fie continuate, desigur, stații de transport în comun. Când vorbim de mobilitate urbană, vorbim de fapt despre tot ce înseamnă transportul în toate modurile în care el poate fi realizat în oraș și înspre beneficiul locuitorilor, desigur. Clar, deci cred că iarăși frumusețea oricărui proiect implementat că aduce niște noutăți, niște particularități care uneori le vedeai doar la televizor, să nu zic în marele metropole europene, când vizitam, știu eu, ni se păreau așa niște lucruri de neatins, sau când le foloseam, credeam că acolo e ceva așa aparte de leau. Uitați că acum le avem noi, deja apar
nu mai vorbesc de autobuzele electrice, de toate aceste facilități noi care vor schimba puțin și mentalitatea localității. Mentalitatea în sensul că avem aceleași oportunități ca și orice comunitate din statele foarte dezvoltate. Și într-adevăr, proiectele de mobilitate au o frumusețe că ți-a dat dreptul să poți să reabilitezi din temelii și partea carosabilă, trotuar după toate standardele unei străzi, adică trotuarul să fie trotuar, pista de bicicletă, pista de bicicletă și sigur partea carosabilă, stradă semaforizate cu toate sensurile și indicatoarele care trebuie să respecte standardele unei implementări unei reabilitări de străzi. Toate aceste noutăți aduc deja o culoare diferită, nu mai vorbesc de spațiile verzi, dotările fiecărui proiect, așa cum ați sesizat foarte bine, fiecare avem 51 de stații, dar ultramoderne, acum trebuie să le achiziționăm, că aceste proiecte sunt încă în implementare, anul acesta 2022 le recepționăm. Și stațiile de transport, tot timpul când mă duc în municipii, așa, sunt atent la cele mai interesante dotări din comunitatea respectivă și puține stații de transport am văzut la nivelul celor care le implementăm în oraș, fiindcă sunt dotate cu panouri electronice care comunică cu fiecare autobuz centralizat de la depou, va ști fiecare călător la ce oră exact programul. Încercați să ușurați de fapt viața tuturor locuitorilor orașului, indiferent că folosesc bicicletele sau poate sunt persoane mai în vârstă care folosesc mijlocul de transport în comun, poate mașinile, adică trotuare, carosabil, pistă de bicicletă, vă gândiți la absolut toți locuitorii. Exact, exact, fiindcă mai mult decât atât, faptul că ajunge autobuzul electric în fiecare, pe fiecare stradă, în fiecare capăt de stradă, să zicem așa, de localitate, fiindcă nu-i numai centru o comunitate, există și străzi mai laterale, dar faptul că poate ajunge pe fiecare capăt de stradă, e foarte important că are accesibilitate clară, nu mai vorbesc că sunt facilități gratuite. Pensionarii, copiii, școlarii, toți elevii pot să vină gratuit la cursuri și, bineînțeles, la grădiniță, la școlile din orașul Beclean, încât să nu mai fie o problemă venitul la școală, mai ales că e într-un program bine stabilit, în așa fel încât să putem aduce până la ora 8, nu, toți copiii la liceele și școlile generale și la grădinițele care le avem în oraș. V-ați apropiat de un alt proiect care mie mi-e foarte drag, îmi place foarte mult și aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre Centrul Recreațional Legacy. Este un centru multifuncțional, de fapt, și adresat tot așa tuturor locuitorilor. Ce înseamnă accesul gratuit pe care îl oferiți în acest centru? Este un acces gratuit pentru toți locuitorii sau doar pentru anumite categorii mai vulnerabile, hai să spunem, vârstnici, persoane cu dizabilități? Cum ați gândit proiectul? Întotdeauna am avut o analiză foarte atentă și a unor clase sociale, de ce nu să spunem așa, care n-au acces la toate facilitățile care noi le facem, și nu numai noi, și private. Și așa mi se părea o frustrare uneori. Și eu, ca și copil, când n-am avut posibilități să fie o facilitate și tu să nu poți să o utilizezi din cauza imposibilităților financiare, care, sigur, le putem discuta dacă țin de tine sau țin de, știu eu, de norocul sau nenorocul care l-ai avut. Și atunci, întotdeauna, de-a lungul mandatelor care le-am avut, dacă am vorbit, am avut și linia asta în structura mea interioară, nu neapărat
știu că facem parte dintr-o formațiune sau alta, în structura mea interioară să cumva să facem sigur legal, că noi nu putem să, chiar dacă sufletul, interiorul nostru ar face niște facilități numai legal. Și atunci am găsit această oportunitate în care să facem chiar două centre, și centru social de zi și centru recreativ Legacy, în care chiar asta e linia principală a acestui centru, în care din GAL Ținutul Aiducilor, că avem aici o structură GAL cu 18 primării, primăriile pe niște anchete sociale bine stabilite, sigur, care corespund funcțiunilor și cerințelor care noi le-am impus în proiect, ne vor furniza un tabel care îl analizăm împreună cu primarii din aceste localități și acele persoane din acele categorii vulnerabile, cum ați spus, sigur le putem explica, dar nu cred că asta e important, vor veni în anumite intervale orare, clar, la toate facilitățile din acest centru, să poată folosi, adică nu mi se pare corect un copil mai sărac, un copil cu anumite probleme de handicap, care se confruntă și cu probleme financiare, să n-aibă acces la toate aceste spațiile de joacă, iarăși sunt gratuite, vă dați seama că nu se pune niciunde taxă, și aceste facilități de piscine, de bowling, de sală de gimnastică, de relaxare, de proiecție film, de toate aceste facilități din centru recreativ Legacy vor veni gratis, cel puțin 1000 de astfel de categorii vulnerabile într-un anumit program. Și sigur că am pus-o și această posibilitate, fiindcă vom avea cheltuieli destul de mari cu un asemenea centru, că nu e un centru, una dintre clădirile cele mai mari care noi le-am construit, în afară de blocuri care sigur au un anumit, o altă utilitate, dar e una dintre clădirile publice cele mai mari, vor fi și cheltuieli, și atunci când să putem compensa aceste cheltuieli, fiindcă să aibă sustenabilitate pe termen lung, că nu facem azi să funcționeze și mâine să nu, pe termen lung, atunci am avut dreptul să punem și cu taxă, adică vor veni și din exterior care nu fac parte din aceste categorii, vor veni în niște ore foarte bine stabilite să nu intersectăm aceste fluxuri. Știu eu, vom gândi într-un sens foarte bine stabilit. Și atunci cei care plătesc vor întreține serviciile pentru cei care vor fi gratuit, și practic activitatea din acest centru va fi fără profit, cu venit zero, dar practic să vă autosusțină, de fapt, exact, acest centru. Exact, dar noi ca stat avem și această abilitate sau această responsabilitate, încât să uniformizăm cumva accesul liber la unele servicii. Și autobuzele electrice, nu, pentru pensionari, pentru elevi, am făcut aceste facilități gratuite ca să poată avea accesul la învățământ, la, sigur, la toate cele facilități, fiindcă chiar elevii n-au cum să-și susțină un abonament sau, știu eu, costurile care intervin pentru o asemenea activitate. Mi se pare admirabil, dat fiindcă într-adevăr există categorii defavorizate, în special copiii, adolescenți, care tânjesc să participe alături de colegilor mai fericiți din punctul acesta de vedere financiar, să participe la toate activitățile specifice vârstei lor, și faptul că au acces la acest centru, și țin să remarc că este un centru de calibrul celor mai mari orașe din România, cum puține orașe se pot mândri cu așa ceva. Da, este admirabilă inițiativa primăriei, inițiativa dumneavoastră, că permiteți accesul acestor categorii defavorizate. Acum, categorii defavorizate, cred că pot să menționez aici atât vârstnicii, nu știu, persoanele cu anumite dizabilități, probabil și la ele v-ați gândit, pe lângă copiii, da, din mediile defavorizate. Avem și o categorie deja, nu-i
o bucurie ce o spun, dar e o realitate, cu adicții care vrem să venim și să facem niște facilități și sigur vor fi acolo și psihologi, oameni de specialitate care se vor ocupa de aceste categorii și sigur tot ceea ce înseamnă zonă vulnerabilă, e foarte bine definită această zonă vulnerabilă, va putea să folosească aceste facilități care niciodată în viața lor, dacă nu ar interveni statul cu asemenea proiecte europene susținute, sigur, să zic, cu finanțare externă. Că altfel nu ne-am putea permite din taxele, impozitele, nici nu cred că ar fi de acord foarte mulți cetățeni. Că știți, e foarte sensibilă și acest aspect. Dar cred că e una dintre cele mai mari bucurii atunci când voi vedea oameni care niciodată nu puteau să facă un tratament sau o relaxare într-un centru la un anumit nivel. Că chiar astăzi am fost cu delegația de la ADR Norvest, facem vizite lunare și am văzut deja stadiu foarte avansat. Deja suntem la finisaje, la glet, la pus de faianță. Deci când credeți că poate fi dat în folosință? Noi o să insistăm în septembrie să fie ultimul termen. În ce sens? Ca să avem acea continuitate de care chiar ați spus, fiindcă mici racorduri, chiar îmi spunea că deja va asfalta și zonele de acces. Deci suntem așa la pregătirea recepției, cum s-ar zice. Dar totdeauna am văzut din practică, până organizez toate formele de recepție cu toate ștampilele și avizatorii de nișă, durează o lună, două, că asta din experiență, chiar dacă îs finalizate lucrările. Deci noi ne propunem ultimul termen să fie septembrie, că sigur în timpul sezonului până în august-septembrie avem activități suficiente acolo și asta deja să fie ca o continuare și apoi să insistăm să fie non-stop, adică să avem tot timpul activitate acolo. Dacă tot am pomenit despre categoriile defavorizate sau mai puțin favorizate, cred că trebuie să menționăm că aveți și un proiect de incluziune socială și mă refer acum la tinerii de la centrul de plasament Beclean, pe care doriți să-i relocați în niște case de tip familial și pentru aceasta sunt alocate anumite fonduri și nu e vorba doar despre case, cât și despre niște centre de zi unde încercați, nu știu, poate să îi canalizați înspre o viitoare meserie și pe acești tineri. Deja acești tineri sunt mutați și un proiect a Consiliului Județean, tot prin fonduri europene, și deja acele 8 case sunt deja utilate, oameni, copiii deja și educatorii și profesorii și toți administratorii acestui centru deja funcționează în nou concept. Într-un cartier nou, în cartierul Podirei, mai ales că avem și autobuze electrice, ei fac parte din această categorie favorizată sau defavorizată, adică elevi, gratuit poți să aibă accesul la școlile din centru. Și sigur că centru vechi deja intră într-o nouă gândire, Consiliul Județean are această clădire în patrimoniu, dar în schimb tot prin Consiliul Județean implementăm în același context, în același cartier Podirei, cum îi spunem noi, pentru vârstnici, pe același concept și zona de recuperare cu vârstnici, și aici sunt niște standarde, nu au voie să fie pe același principiu, copiii să fie câte 100, că au niște standarde noi care trebuie respectate conform normelor. Și aici se construiesc 3 case în prima fază, 3 vile pentru vârstnici în aceeași structură. Am înțeles că e finalizată procedurile și tot ceea ce înseamnă. Și sigur că asta trebuie să intrăm în linie și din punctul ăsta de vedere a facilităților pe toate nivelurile, fiindcă
În unele situații am mai rămas în urmă. Noi vorbesc ca România, dar nu avem o altă soluție decât să intrăm în linie și este deja aceste case de incluziune socială și de regândire, îs deja copiii acolo se acomodează. Sigur că li-e mult mai greu acum dintr-o dată să aibă casa lor. E incredibil, adică pentru ei e un șoc. Erau învățați așa la comun, să zicem. Și foarte greu implementăm și noile concepte. Dar am văzut Consiliul Județean o aplicare foarte la fiecare aspect se ocupă și vom reuși și acest proiect să se implementeze. Eu mă bucur că este la Beclean și chiar am văzut cel puțin în acea zonă reabilitată, case noi, cu curte, cu toate facilitățile, de la gătit, mașină de spălat, dormitoare și activități culturale. Când vă referiți la copii și tineri care deja se bucură de noile case, îmi puteți spune un interval de vârstă, oare între ce vârstă aveți acolo tineri? Ei în general sunt până pe clasa 12-a, dar cu posibilitatea chiar și studenții mai pot rămâne în aceste case familiale. Ia o regulă foarte strictă din punctul de vedere a, dar eu zic că e singura posibilitate care o putem oferi chiar pentru cazuri. Majoritatea sunt orfani sau părăsiți într-o formă sau alta și copiii trebuie cumva să-i putem ajuta să se integreze. Majoritatea lor fac și studii superioare, facultăți, mai ales că au facilități. Mai mult decât atât, noi am luat majoritatea copiilor de la casa de copii, de la centrele de plasament. Casa de copii era pe vremea noastră, să zice, și am reușit prin cele 300 de apartamente ANL, cel puțin 50-60 de apartamente ANL că au fost prioritare, au avut puncte încât numai dacă nu depuneai dosar nu luai o casă. Și foarte mulți au această posibilitate de a locui într-un apartament ANL în oraș, care s-au stabilit în oraș, care au un loc de muncă, care au respecte sigur niște condiții minime care noi le impunem. Adică nu, și nu poți întreține o casă, un apartament, dacă nu ai o soluție de autofinanțare, de susținerea cheltuielilor. Oricum este un start foarte bun în viață pentru niște tineri care în alte condiții ar avea foarte mari greutăți să poată să acceseze un credit. Aici nu se mai pune problema de a moșteni din partea părintelui un apartament, dat fiindcă ei provin din casele de plasament. Nu, noi avem structura asta, specificul ăsta, că e un specific, nu toate comunitățile au centre de plasament. Automat noi am construit, chiar suntem pe cap de locuitor, că suntem un orășel mic. Noi vrem să fim, da, orașul cel mai mare sau cel mai frumos, dar suntem un orășel mic, dar avem acest specific și datorită acestui specific am insistat de-a lungul mandatelor să construim blocuri ANL. Chiar și acum avem în construcție un nou bloc ANL, deja suntem în corespondență cu Agenția Națională de Locuințe, fiindcă tot timpul generații de copii, de la casa de copii și nu numai, sigur, și celelalte persoane. Dar aici avem un punctaj mare care îl dăm ca să preluăm cumva copiii care rămân după ce ies din aceste case și să putem să le oferim o locuință. Da, admirabil. Gratuit, că apartamentele ANL sunt gratuite, sigur, cu o chirie care se dă anuală, cu... Dar o chirie mai simbolică comparativ cu ceea ce este pe piață, într-adevăr. Da, pomenesc de faptul că sunteți un oraș poate mai mic, dar un oraș cu suflet mare. Un oraș mic cu suflet mare care face foarte multe pentru locuitorii lui. Și încercați să, nu știu, să puneți acolo piatră peste piatră de-a lungul atâtor mandate înspre beneficiul locuitorilor Becleanului. Am reușit. Așa este. Vreau să
deviem puțin discuția de pe temele sociale, poate mai cu tentă socială, înspre lucrurile mai practice ce țin de infrastructură mai degrabă. Și vreau să vă întreb cum stați cu finalizarea drumului spre Rusul de Sus. Da, avem un proiect care leagă cumva chiar stațiunea, cartierul Figa, fiindcă stațiunea Băile Figa e de fapt lângă un cartier nou, un sat aparținător, să spunem așa, și Rusul de Sus de asemenea, un cartier a Becleanului. Și întotdeauna când se redeschide sau se deschide, că ăsta e chiar un drum nou, se deschide un drum, vă dați seama că acolo apar utilități, apar infrastructura de iluminat cu LED-uri, fiindcă tot orașul avem iluminat cu LED-uri. Acum în implementare acest proiect de eficientizare a iluminatului public. Și acest drum l-am propus pentru această foarte mult discutată finanțare pe Angel Salini. Dar e singurul proiect care l-am depus de infrastructură, de asfaltări străzi. Și cu siguranță vom avea, dacă sigur se va finaliza această procedură, dacă nu, vom găsi soluții de altă finanțare și se va finanța și asfaltarea acestui drum. Dar aveți mai mult... un termen măcar pe care să-l preconizați? Vrem să începem anul ăsta, sigur că așteptăm această finanțare, dar... Noi ne-am făcut toate temele, doar stăm să dăm autorizația și să dăm drumul la lucrare. Dar cea mai importantă investiție care ieri, în premieră vă spun acum, ieri am dus toată documentația pentru autorizare. Am finalizat toate documentele, toate avizele pentru centura orașului Beclean, care este cea mai mare realizare. Deci chiar dacă și acest drum, sigur 5 km drumul ăsta de legătură, 4 și ceva, care va deschide o zonă turistică spre Ruș și va face o legătură cu zona Chiochișului, Valea Chiochișului, cu Becleanu, care e foarte important, dar cea mai importantă realizare este că deja am dus toate documentele, am predat ieri, sigur după vreo 4-5 ore chiar și în minister, de a mai ordona toate avizele și toate studiile care noi le-am făcut pentru această centură. Și imediat cum se dă autorizația, vom da ordine în începerea lucrării. Mult așteptat acest mare obiectiv de infrastructură. Da, cu siguranță, indiferent de mărimea orașului, o centură a orașului este așteptată de către toți locuitorii, deoarece traficul este tot mai complicat pentru fiecare din noi de la o zi la alta. Și mulțumim pentru această dezvăluire în premieră pentru emisiunea Proiectul Național, că s-a făcut dezvăluirea aici în direct. Primul proiect din România care se implementează printr-un parteneriat cu comunitățile locale. După zeci de demersuri, s-a găsit într-un final o posibilitate în care să se implice și autoritățile locale. Nu-i cazul numai a orașului Beclean, dar noi am ajuns la maturitatea unui proiect să punem autorizația de construcție. Celelalte parteneriate sunt într-un stadiu, sigur, unele foarte avansate, dar noi avem deja și constructor și vom da ordine de începerea lucrării și vom și finaliza-o foarte repede, că are un, am văzut chiar și graficul de execuție a lucrării, are 24 de luni din momentul când dăm ordine de începere. Dacă dăm luna asta sau luna viitoare ordine de începere, vă dați seama că avem și o perspectivă imediată a finalizării acestei mari și importante lucrări. Adevărat, termenul este scurt, raportându-ne la o lucrare de asemenea calibru. Ne puteți spune și câți kilometri, despre câți kilometri vorbim aici? Aproximativ. Deci zona care traversează Someșul e un kilometru 200, 1,2, și sigur că se face și breteaua de 4 kilometri care tranzitează până la prima intersecție cu Coldău, care e de asemenea proiect susținut de drumurile naționale ca să fie în totalitate reabilitat
sigur, acel tronson este doar reabilitare, aici e construcție de drum nou, varianta ocolitoare a orașului. Mulțumesc foarte mult, domnule primar. Mulțumesc încă o dată pentru participarea la emisiunea noastră. Nu am epuizat nici pe departe proiectele despre care doream să discutăm, dar timpul nu ne mai permite să continuăm. Sper că se va întâmpla într-o emisiune viitoare.